Este foarte important ca să ai o rutină de dimineață, deoarece dacă începi ziua focusându-te pe tine și taskurile tale înainte să mergi la job și să construiești visul altuia, asta poate să-ți dea o stare de siguranță și să simți că tu ai controlul asupra vieții tale. Rutina mea de dimineață începe cu aproximativ 3 ore înainte de a trebui să plec de acasă și are 6 părți. Igienă, hidratare, spiritualitate, învățare, nutriție sau biohacking și timp de focus pe visul meu. Hai să vedem cum arată toate astea integrate. Hei, bună dimineața! De obicei mă trezesc între 6 și 6.30. Important este să dorm aproximativ 8 ore în fiecare seară, deoarece doar atunci mă simt energic. Iar este foarte important să te trezești imediat ce îți sună alarma, deoarece altfel poți să pierzi o grămadă de timp apăsând butonul snooze sau stând pe Instagram. Felul cum îți începi ziua este foarte importantă. Eu aleg să-mi încep ziua cu un mic câștig, adică îmi fac patul. Și asta mă va ajuta ca să construiesc un impuls de câștiguri pe durata zilei. Este timpul să mă îmbrac. Chiar dacă stau acasă, este foarte important ca să nu stau în pijamale, deoarece dacă stau în pijamale, asta dă un semn fals creierului. Ok, să vedem. Acum încerc pentru prima dată magia asta cu îmbrăcatul. Ups, nu așa vreau. Așa mai merge. Urmează cea mai importantă parte a dimineții, un pahar de apă. Opt ore de somn este o perioadă foarte lungă ca să stai fără apă, iar creierul este compus din 73% apă, așa că este foarte important ca să bei un pahar de apă dimineața, ca să te rehidratezi și să te energizezi puțin. Mai mult de atât, cel mai important factor atunci când simți că ai o energie scăzută este deshidratarea. Deci dacă bei un pahar de apă, o să te simți și mai vigilent. Însă cafeaua nu se pune, deoarece cafeaua nu hidratează. Și dacă simți că nu ai energie, cafeaua nu o să te ajute, doar o să mascheze faptul că ești obosit. Meditația este partea non-negociabilă a rutinei de dimineață. Mă ajută să încep ziua cu o claritate mentală și o pace interioară. După meditație, mai fac un mini-exercițiu de 2-3 minute, care se numește segmentarea zilei cu intenție. Acest exercițiu mă ajută ca să savurez fiecare moment al zilei, deoarece majoritatea dintre noi trăim de parcă am fi pe pilot automat, fără să observăm momentele magice din ziua noastră. Exercițiul se bazează pe zicala Where energy goes, energy flows, adică oriunde ți-ai îndrepta atenția și energia ta se va îndrepta încolo. Este ca și atunci când vrei să-ți cumperi o mașină nouă și crezi că nimeni din oraș nu are acea mașină deoarece tu încă nu ai văzut una asemănătoare. Faci research într-o dupămasă, iar a doua zi dimineață când mergi la servici, vezi 5 mașini asemănătoare. Și te întrebi de unde naiba au apărut astea. Le-a cumpărat lumea peste noapte? Ele au fost acolo mai mereu, doar atenția ta nu era direcționată către mașinile respective, așa că nu le-ai observat. Deci exercițiul segmentarea zilei cu intenție constă în a împarte ziua ta în secvențe importante și gândește-te la fiecare secvență cum ți-ai dori tu ca să se manifeste acea secvență. Nu ar fi minunat dacă, și completează propoziția. De exemplu, nu ar fi minunat dacă aș avea micul dejun cu prietena mea pe terasă și ne-am uitat cum răsare soarele. Nu ar fi minunat dacă m-aș duce la servici și aș avea o zi extrem de productivă. Nu ar fi minunat dacă după masa m-aș vedea cu niște prieteni și ne-am distrat la o bere și am discutat despre chestii fascinante. Acum urmează o oră de citit. Nu sunt mai mereu așa norocos ca să fie soare și căldură afară în Londra. Însă această parte a zilei iarăși este non-negociabilă, deoarece îmi este foarte important ca să învăț ceva nou în fiecare zi, ca să citesc măcar o carte. Am un Kindle pe care îl iau cu mine peste tot. Este cea mai bună investiție pe care am făcut-o vreodată. Momentan citesc cartea lui Eckhart Tolle, A New Earth. Urmează partea de nutriție sau biohacking, cum îmi place mie să-l numesc.
Biohacking de fapt înseamnă biologie do-it-yourself, adică tu faci mici schimbări în nutriția ta, programul de antrenament, suplimentele pe care le iei, toate cu scopul de a trăi o viață mai lungă și sănătoasă. Programul meu de biohacking începe cu micul dejun și am două opțiuni. Pot să iau micul dejun sau pot să sar peste micul dejun. Dacă sar peste micul dejun, asta se numește intermittent fasting. Intermittent fasting este un mod de alimentație. Adică ai 16 ore când nu mănânci și în cele 8 ore care îți rămân trebuie să mănânci toate caloriile necesare pentru tine. Genetic vorbind, și noi ne tragem din strămoși care erau în continuu pe intermittent fasting, deoarece mai de mult era doar o perioadă când aveai lumină, atunci puteai să mergi să vânezi și să mănânci, iar seara trebuia să stai în trib și să-ți aperi tribul ca să nu te atace animalele. Intermittent fasting are câteva beneficii. În primul rând, îți simplifică ziua extrem de mult, adică nu mai trebuie să-ți faci griji să gătești 3 mese pe zi, ci doar 2. În al doilea rând, te poate ajuta ca să trăiești mai mult și pentru asta o să pun și un link către un studiu. Iar în ultimul rând, te poate ajuta să slăbești, deoarece nu trebuie să renunți la mâncărurile care îți plac, ci doar trebuie să schimbi ora când mănânci, adică în acel interval de 8 ore. Pe de altă parte, dacă aleg să iau micul dejun, atunci aleg să am un mic dejun plin de proteine și grăsime. Și sunt câteva produse pe care de obicei eu le mănânc în continuu. Am avocado, după am ouă, niște iaurt și foarte important pentru proteine, semințe chia. Este foarte important să ai un mic dejun plin de grăsime, deoarece conexiunile neuronale din creierul nostru sunt înfășurate într-o substanță care se numește mielină. Și substanța asta conține grăsime. Deci dacă tu ai un mic dejun plin de grăsime, practic acele conexiuni neuronale doar se întăresc, devin mai rapide. Ia să vedem ce reușesc să gătesc. După micul dejun am câteva suplimente pe care le folosesc. În primul rând am ginkgo biloba, asta ajută la memorie. După am vitamina D3, chiar dacă este soare afară, tot corpul meu are nevoie de vitamina D3. Iar acum vine un trick despre care nu prea multă lume vorbește. Vitamina D3 nu se activează în corp fără vitamina A și vitamina K2 și puțin calciu. Iar în final mai iau și vitamina C, asta doar pentru imunitate. Ultima parte a rutinei de dimineață este power hour, când lucrez la visul meu. Ar fi total absurd ca să mă trezesc și să mă duc direct la job și să construiesc visul altuia și să nu petrec nici măcar 15 minute pe visul meu. Trebuie să subestimez niciodată puterea acțiunilor mici repetate în fiecare zi, deoarece asta o să te ducă foarte departe. Aș fi curios dacă mi-ai lăsat în comentariu care este rutina ta de dimineață, deoarece încerc să-mi optimizez rutina de dimineață aproximativ la fiecare 3 luni prin a învăța de la alții. În caz că nu ai o rutină de dimineață setată, o să pun un link către un e-book care conține 127 de practici care pot fi incorporate ca rutina de dimineață. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să-mi semnalezi printr-un like și nu uita să dai subscribe și să apeși clopoțelul ca să fii notificat de videourile următoare. Acum este timpul să trecem la treabă. Să ai o zi perfectă!